doamna Maria Ciobanu a avut o vară de vis. S-a întors în România după vreo 2 ani, că de frica pandemiei a trebuit să rămână în Statele Unite. Dar acum s-a întors și a avut niște surprize extraordinare și de Sfântă Maria prin soaie. Dar degeaba vorbesc eu, când poate să vorbească doamna Maria Ciobanu, care a venit cu Doinița și Ionuț Dolănescu. Uhu! E normal. Bine ați revenit. Asta este pentru dumneavoastră. Mamă, ce dor. Nu ne-am văzut. Ce dor mi-a fost de voi. Doinița, bine-i venit. Superbă, drag. Ce faci? Ionuț, haideți bine ați revenit. Să ne așezăm pe canapea, să ne vedem în lumină. Bine ați revenit, sunteți splendide. Ne copleșiți cu, da, cu atențiile astea superbe. Să nu-mi iau de ochi. Vă mulțumim. Să ne așezăm pe canapea. Vă rugăm, luați un loc pe canapeluță. Super, ce frumos. Da, e decor nou, l-avem de luni. Super. Unde, cum doriți. Așa e, pe la mijloc. Cu Ionuț la mijloc. Aici și gata. Băiatul la mijloc. Așa. Așa. Bine v-am regăsit. Bine ați revenit. Dragi telespectatori. Să ne așezăm și să ne bucurăm unul de prezența celuilalt. Păi da. După 2 ani... Nu v-a fost și vouă dor, dar n-ați avut cum să vă întoarceți, așa-i? N-am avut cum să ne întoarcem. Să nu uitați de microfon aproape. Pandemie. Da. Dar v-a fost dor de oamenii foarte care... Dor, foarte dor, foarte dor. Mă rugam tot timpul, așa, bunul Dumnezeu, Doamne, să nu-mi iei zilele pe aici, pe pământul ăsta străin, să mă ajut să ajung în țara mea. Dar stați că mai avem treabă... Câtă frunză, câtă iarbă, nu-i problemă. Ce vorbești despre asta? Noi ne pregătim să te sărbătorim săptămâna viitoare, face 84 de ani, de fapt, de mâine într-o săptămână, mai precis, pe 3 septembrie. Mulțumim. Un popor întreg știe asta. Știe, da. Da, că eu nu mi-am ascuns niciodată vârsta. Și nici ziua de naștere, pe care noi vă sărbătorim fiecare și în sufletul lui, dar și la televizor, în fiecare an. Mulțumesc, Dumnezeu, că am ajuns la vârsta asta. Intea întreagă, picioarele mă mai duc cât de cât. Despre asta este vorba. Au venit toți copiii în perioada asta, în vara asta, v-ați adunat cu toții? Da. A venit și Leontina. Și Leontina, și Camelia, a fost și toată lumea. Nepoții. Și nepoții, cei 6 nepoți, foarte important. S-au bucurat verișorii toți și, na, au mai crescut. Au altfel înțeleg. Da, și în engleză și foarte frumos. Foarte frumos. Ne bucurăm a de momentele astea. A fost o perioadă fericite. De binecuvântare, așa, să fim cu toții și cu Leontina și cu băiatul Leontinei și cu familia de la Los Angeles, cu sora mea Camelia, cu natul Marian și cu cei doi fii ai lor, Mariana. Pe Mariana am și sărbat-o, că și ea este leoaică, da. Aici la București, și a fost și Cristi și ne-am bucurat împreună de perioadă frumoasă. Înainte de vara asta, de câtă vreme nu vă văzuseți cu toții ca să vă puteți bucura împreună așa, ca de Crăciun? Oh, de mulți ani. Păi, ultima dată ne-a vizitat mama la Orlando, în Florida, acum vreo 2 ani jumate, cred. A trecut ceva vreme, după aia, mă rog, a început pandemie, plandemie sau Dumnezeu știe ce o să mai fie, ca să vorbesc așa în catrene. Exact. Da, că nu se știe, dar... Ne-am bucurat că, uite, acum s-au redeschis toate și că avem multe, multe evenimente. Asta am și cântat. Am sărbat-o pe mama la Craiova, la un prieten de-al nostru, un mare fan și, mă rog, un mare prieten al nostru care o adulează, pur și simplu, pe mama, Nelu Șerban, și mulțumim că a fost o petrecere de pomină. Da, și pe 15 august, de Sfântă Mărie, am sărbat-o pe mama, așa, între oltenii ei. Da, numai că trebuie să spunem un lucru care pe mine m-a uimit. Doamna Maria Ciobanu nu mănâncă foarte multă carne pentru că are grijă de sănătate. Doar că de data asta, de ziua de nume, a poftit la șorici. Astfel încât, în mijlocul verii, la familia Dolănescu Ciobanu s-a tăiat porcul. Da. Deci era ce să facem, dacă vreau. Ce bine informație. Am tăiat un porc special la Perșinar, de fapt, finii și verii mei de acolo mi-au dăruit un porcușor și i-am adus mamei șorici proaspăt ca așa dorit. Așa cum a dorit, iar porc era. Da.
Era bun, era moale. Dar aia din America. Adică ăsta când îl tai vara are alt gust. E mai bun. Mută în Crăciunul dacă e după tine. De aici îl facem de două ori. Petuțul Mircea, soțul mamei, a poftit la șorici. Îl pupăm, că se uită la noi. Îl pupăm, e drag. Petuțul, da. A fost o petrecere de pomină și cred că mama s-a simțit bine pentru că i-am și adus o interpretă din Gorj pe care mama o iubește și o apreciază foarte mult, doamna Nuții Tapot, împreună cu Tarafu, și a cântat așa niște melodii de ale Mariei Lătărețu, așa cum îi place mamei, și am ascultat-o cu plăcere pe această mare interpretă a Gorjului. Da, pentru că eu am iubit-o mult pe Maria Lătărețu și a fost mentorul meu. Aș cânta toate cântecele ei de când m-am născut și am dat concurs cu cântecele lui Maria Lătărețu. Vi s-a potrivit foarte bine pe voce. Da. Acum, urmează să vă întoarceți în America sau vă gândiți să mai stați? Să eu deocamdată nu știu, nu m-am hotărât. Mai ales că au început evenimentele, mă gândesc că... Mama nu mai cântă la evenimente, eu da? Eu am încheiat cu cântatul. Da? Sigur. Oh. Am împlinit 80 de ani, acum am 84. Mult dinainte. Am încheiat, nu mai... Da, de dragul domniilor voastre, nu puteam să refuzăm invitația la canal. Mulțumim! Mai ales că am lipsit atât și am rugat-o pe mama, zic, trebuie să mergem la prietena noastră, Teo. Eu zic că la 85, vă spun sincer, ar merge ăsta la Palatului. Pe cuvântul meu. O mai retragem o dată, acum facem retragerea. Nici măcar nu retragem nimic. Ca Frank Sinatra. Este reîntoarcerea, nu retragerea. Reîntoarcerea. Reîntoarcerea, o sală a Palatului la 85... Eu zic că ar fi păcat. Până pe 3 septembrie, prieteni dragi. Unde am văzut? Dar nu există Maria Ciobanu să se retragă. Ce e asta? Noi ne bucurăm de dumneavoastră. Cum să ne retragem? Niciodată. Noi mulțumim. Dragul mame, orice început are și un sfârșit. Și trebuie. Dumneavoastră a spus că mă ține creierul și piciorul? Da. Cât mă ține, nu mă las. Nouă ne-a spus regretata Stella Popescu și mie și colegii exact așa. Bă, eu cât mai mici din degetul ăsta mic, nu mă las. Ce mare artistă. Așa mare. Că nu trebuie să ne lăsăm, doamna Maria. Am iubit-o foarte mult. Vreau să vă spun, mă iertați, până o să o sărbăm anul viitor la 85 de ani. Da. Deocamdată i-am pregătit o surpriză pe 8 septembrie la restaurantul Dorna din Mamaia. Îi invităm pe toți cei care o iubesc, pe Maria Ciobanu. Nu sunt sigur dacă mama o să dorească să cânte, dar o să-i dedic așa o seară specială de Sfântă Mărie. Pe 8 septembrie vă așteptăm la Dorna, pentru că e o terasă foarte generoasă, cu 1000 de locuri, și atunci o să fie suficient spațiu și vreau să o sărbesc, dacă tot mai rămâne în țară câteva zile, vreau să o sărbesc pe mama neapărat pe litoralul românesc. Spuneți-ne și despre voi, ce faceți voi? Vă întoarceți, mai aveți, voi aveți atâtea cântări în momentul ăsta, doamne, știu eu. Acum am venit de la Brăila, astăzi n-am mai reușit să ne întoarcem, dar tot pe drumuri. Da, chiar suntem pe drumuri, pentru că am demolat casa din Caimatei, am băgat-o în renovare, celebra casă a tatălui meu din strada Caimatei. Am reușit să obținem autorizația de construcție și am băgat casa în renovare și acum ne-am mutat la Pierșinar. Mai stăm pe la mama, pe la Pierșinar. Mai ce să facem? Da, dintr-o parte de vii sunt la Pierșinari. Da, așa. Se uită la noi, mă asta. Îmbrățișăm pe micuții noștri și pe, plângi, mami. Și pe finii noștri dragi de acolo, de la Pierșinari, pentru că trebuie să vă spun că această cămașă superbă mi-a fost dăruită săptămâna trecută de finele mele de la Pierșinari și e cu 100 de... Așa mea. Și a ta, da. Așa, vă mulțumesc. E tare dragă. Și credeți-mă că momentul în care v-ați făcut intrarea, exact la asta ne uitam, la cât de frumos vă prezentați de fiecare dată. Găsiți voi o cale să faceți așa, să fie frumos. Da. Vă mulțumim. Cum n-am fost de atâta timp în emisiunea voastră, în superbă emisiune, unde de atâtea ori am lansat lucruri frumoase și avem atâtea amintiri, că noi ne cunoaștem de vreo 25 de ani. Și, slavă cerului, da. Slavă Domnului, și atunci nu puteam să nu ne prezentăm așa cum trebuie. Mai ales că am înțeles că în această săptămână ați reluat. Da. Da, asta este un decor care a început luni. Felicitări, e superb decor, mulțumim, este extraordinar. Felicitări. Tot sufletul și nouă ne place foarte tare. Să dea Dumnezeu să faceți audiențe maxime. Așa să fie, așa să fie. Revenind un picuț la voi și la planurile voastre, noi am vrea să vă urmărim mai des. Vă găsim pe internet,
sunteți genul ăla de oameni care să-și pună pe Instagram ce da, au... eu nu sunt așa nu un ești, nu? Fan răit al Facebook-ului. Mai postăm și noi așa din când în când, când am timp, dar mă dați seama, cu trei copii, acum sunt, exact. Am fost cumutat în ultimele două luni, a fost și familia, cum am spus, surorile mele au fost în țară și ne-am tot întâlnit cu toții și mai răruț așa. Da, avem o grămadă de fan, de prieteni, o mă îmbrățișăm pe doamna Veronica Matache, care au grijă tot timpul să post posteze cu noi, ca să nu ne uită lumea, că, în sfârșit, mai, da. Aseară am avut un concert superb, exact. Și mulțumim din suflet publicului minunat din Brăila și maestrului Nicolae Băduros, pentru că am avut fericirea să cântăm alături de orchestra Lăutarii, de faimoșii lăutari de la Chișinău și a fost un public minunat. Ne era dor de publicul ăsta. Bineînțeles, n-ai cum. De sunt petrecerile niște lucruri noastre care nu... române și de evenimentele artistice. Pe care nu le înțelegem decât da, frumoasă. Ne-au lipsit, au dansat, au jucat. Adică se vede că oamenii sunt dornici. Sigur că da. Și ce clar, cântăm astăzi? Astăzi o lăsăm pe mama prima. Eu zic să o lăsăm pe mama să asculte. Să intrați voi, după da. Care noi ne pregătim, mai stăm, mai schimbăm o vorbă, mai așa și încheiem emisiunea Am Fanfar. Fulminant. Maria, fulminant. Pentru că eu anul trecut am lansat un nou album, intitulat da? Viața mea, am ales să cânt chiar această melodie pe care am înregistrat-o la Chișinău, împreună cu orchestra Moldovlasca și cu frații noștri dragi de cântec, Veaceslav Șefăneț și Dorin Buldumea, doi super muzicieni. O să vă rugăm să mergem cu toată dragostea noastră, pentru că platoul este nou și avem un special. Iar noi două special. Rămânem pe canapea să mai schimbăm câte o privire, că tare dor ne-a fost una de cealaltă.